Salut și bine te-am găsit la un nou clip pe acest canal. Suntem înapoi pe 5M, suntem înapoi pe Asterix. O să mergem să verificăm puțin târgul și să vedem dacă găsim să vinem și noi BMW-ul. Am făcut câteva modificări la el. Pentru cei care m-ați urmărit și pe livestream-uri, ați văzut pe acolo cam ce și cum e cu mașina. Așa că trebuie să se mai lase puțin. Haide, mă. Exact așa. Deci cam așa arată mașina acum. Stai, băi, biciclistule, băi. Cam așa arată mașina. Acum m-am chinuit destul de mult, sincer, să ajung să stea exact așa, pentru că a trebuit să-i pun suspensie odată de la mecanici separat și a trebuit să-i mai pun după și suspensia normală, care era cea mai joasă. Doar suspensiile m-au ajuns undeva la 15.000, 16.000? Nu, 15.000, că una a fost 8.000, una a fost 7.000. După jantele au mai fost 5.000. Au, bine, a fost al treilea set de jante, că a avut niște probleme, s-au reparat cu tuning-ul, cu alea s-au schimbat pe acolo, să vă arăt imediat. Apropo, aveți IP-ul și Discord-ul în descriere, de asemenea și referalul, dacă sunteți noi, capa, referal și băgați codul de-l vedeți aici, 1113 și nu, dacă primiți. Vă deranjez un pic, pe ce este telefonul, pe ce mușchi? Da, trebuie să-l cumperi prima oară, cred. Păi l-aveam, dar... Acum nu mai merge, nu știu, la păi, l-ai și tu în buzunare, măcar? Ia vezi, l-ai pe acolo? Cam. Nu l-am, dar aveam și mâncare la mine și nu mai am. Păi, atunci, băiat, hop, la magazin cu tine. Dar nu știu ce s-a întâmplat, că aseară aveam în buzunar, nu era ca... Cine știe, poate te-au jefuit ăștia pe aici. Te-au băgat mâna pe la buzunare, n-ai simțit. Că... Nu, dar eu mai mult stau în mașină, dacă mă înțelegi. Te înțeleg. Bine, băiat, haide că... Mulțumesc. Te pupă, te pup. Da, deci capa și aveți aici referal și primiți $1000. Și evident primești și $1000. Avem ceva bănuți, avem ceva bănuți. Avem 37.000 în bancă. Și poate vă gândiți, bă, cum ai făcut papa și mașina asta și bani. Pui, mașina asta din episodul trecut știți foarte bine că am cumpărat-o cu 30.000. Aia e 52.000. Și eu zic că a fost o afacere destul de bună. Mașina acum, practic, eu am băgat undeva la 5, cu tot, cu... Uite, cam așa arată. Nu o să mergem prin toate, doar am vrut să vă arăt așa. Așa, băiețu, cum faceți aici de persoană? Bună ziua, ce faceți? Ce să fac, am venit aici să prezint ceva și după plecă-s cu treabă. Am înțeles. Gata, am plecat acum. Sănătate, numai bine. Sănătate. Deci tuning-ul s-a schimbat, e tare, poți să-ți modifici roțile, poți să ți le faci, că normal nu stăteau așa, dacă vedeți am pus puțin camber, sunt stregi, arată foarte, foarte bine. Și practic mașina, cu tot cu prețul pe care eu l-am dat pe ea, 30.000 și am mai băgat în ea 23.000 am băgat cu tot. Practic mașina face 53.000. Și mașina nouă costă 52.000. Practic am ajuns la prețul de mașină nouă, dar noi o avem făcută frumos. Mie îmi place cel puțin, e foarte, nu știu, nu sare așa, nu ceva extrem, știi? Dar mie mi se pare foarte frumos. Și mă gândeam, practic, dacă am pune prețul de mașină nouă, 52.000 este mașina, cu modificările noastre, am ajunge la un 75.000. Acolo, 75.000 am ajunge. Ca să poți să faci gen mașina identică cu a mea, va trebui să dai 75.000 cu tot cu prețul dacă o cumperi nou. Bă, dar chiar mă, ia stai mă să verificăm noi puțin aici pe telefon dacă au mai postat băieții ceva. Văd că suntem și 48 ton, mamă, e bine. Am mai postat ceva pe aici, am făcut aseară niște poze. Am cumpărat și BMW-ul ăsta. L-am cumpărat cu 20.000 și după l-am dat repede cu 30.000. Mașina era full. Și am făcut câteva poze și am postat-o. Încă nu se văd, uite, followerii câți ai, deși am câțiva, dar nu se văd, știi? Nu ți arată acolo și nici like-uri și nici nimic nu ți arată. Și sunt curios dacă a mai postat lumea ceva pe aici. Uite, se vine un BMW 36. Mașina este full pe partea de motor, swap la motor 2.8 aspirat. Ok, 28.000, îmi cumpăr mașină de 4.000. Ăsta, practic, uite, ăsta era anunțul meu. Practic, mașina s-a vândut, deci nu mai avem de ce să avem ăsta aici.
Așa. Și mai vine cineva, uite, un F10, ca al meu, chiar foarte similar. Foarte, wow, cred că am acele jante, dacă nu mă înșel. Ia. Bă, nu-mi spune că e aceeași. Nu-mi spune că e aceeași, ia stai așa. Nu poți să dai zoom, dar mie, nu-mi par la fel, dar sunt foarte similare. Și l-avem la 85.000 și zice full exterior. La mașina asta nu poți să-i faci nimic exterior decât jante și folie, atât. Deci full exterior, nu știu ce să zic. Și la motor are level 5 și suspensie sport. Bă, suspensie sport le-am și eu pe amândouă, dar n-am motor. Eu n-am mers pe partea aia. Și omul o dă cu 85.000 și motorul cu nu știu câte, 7.000. Deci, eu zic că dacă aș intra, s-o pun pe asta, un, cât să-l punem? Dacă iar face normal vreo 75.000, eu zic un 68 și scot profit mare, scot profit de 15.000 pe mașina asta. Deși foarte mulți oameni ziceau, bă, nu o vinde, e frumoasă, nu o vinde, e frumoasă, că nici nu prea am ce să-mi iau cu banii ăștia dacă vând. Adică dacă aș vinde pe asta cu 68.000, să zicem 68-69 pe acolo, 70 să zicem, mai am 37.000, asta ne dă 107.000. La 107.000 nu prea sunt mașini pe care poți să le cumperi momentan. Nu prea au început să se vândă mașinile astea mai scumpe, știi? Pentru că cum toată lumea acum e în pragul ăsta de a face bani, de a-și lua mașini, de a nu știu ce, mulți încă n-au ajuns la pragul ăla mai scump. Să ai deja mașină de 300.000, să-ți vinzi mașina ta de 100.000. Momentan se vând mașinile de început, din ce am observat. Se vând mașinile de 10, 20, 30.000. Pentru că oamenii trec la mașini de 60, 70, 80 de mii și tot așa. Adică probabil o să mai dureze ceva până o să avem piața destul de variată așa în toate arile. Și de alea mai ieftine și de alea mai scumpe, tot așa. Momentan predomină foarte mult mașinile în range-ul 10-30 pe acolo. Care nu ne ajută. Mie că vând mașina asta și nu am ce să-mi iau, știi? Pentru că dacă o iau nouă, deja mi-a tăiat picioarele. Nu avem. Mamă, ce pumn ești de-al ăsta. Ce faci? Cu ce pot să te ajut? Auzi? Da. Îmi dai niște bani să-mi iau o mașină? Nu. De ce? Păi de ce să-ți dau bani? Și am venit să-mi iau mașină. Cum te numești? Marian, tu cum te numești? Marian? Când dai niște bani să-mi iau mașina, ce dracu sunt aici, mă, bancomat? Nu știu ce să zic. Nu știu dacă găsești mașină pe aici, mai bine ți-ai ceva, o Dacia, o ceva de început. Păi nu am nici bani, rei, m-au jefuit ăștia, am 65 de lei. Păi și cum ai ajuns aici, băi, tinere? M-a dus unul, vrei, m-a lăsat aici. Și a zis, pleacă. Nu cred așa ceva, imposibil. Și m-a bătut, bre, uite, uite la mine aici, în buzunar, uite-te. Păi ce să văd că ai chiloții pe afară, lasă-mă pace. Uite-te, bre, în buzunar. Nu mă uit, aici. Lasă-mă cu buzunarul tău. Bre, uite-te. Ți-au luat și tricou de pe tine ăștia? Păi m-au rupt tot. Păi și eu ce să-ți fac acum? De ce nu sun la poliție? Hai, bre. N-am cu ce să te ajut. S-a ciucat aici. Eu zic că mare greșeală faci. Știu. Dă-mi o mașină măcar să merg la garaj. Păi ai că te iau cu mine când e să plec de aici. Știu. Astea au prețuri bune sau nu te-ai uitat? Nu știu, ce mașină vrei? Nu știu, nu te-ai uitat și tu la astea pe aici? Eu nu văd nicio mașină. Aoleu, păi trebuie să vorbești cu ăla acolo. Care vrei? Du-te vorbește cu ăla de la intrare. Ce că îți dau aici, ciucat. Îți faci greșeală. Știu. A fost tare. Bă, aveți mare grijă cu BMW-ul ăsta, oameni buni care intrați. E o țeapă enormă. Deci eu prima oară am zis, bă, iau-te mă, i-a pus și jante, i-a pus și nebunii. Zice că târgul auto este de ținut de cineva. Păi nu, ai vorbit cu omul ăla? Da. Nu cred. Că altfel trebuia să vezi aici Logan. Și alte mașini. Deci aveți grijă cu BMW-ul ăla că așa vine stoc. 2500. Bă, n-ai pus pe ea nimic, mă, golane. Bine, și am dat-o cu puțin mai mult. 20.000. Bă, omul chiar a făcut upgrade-uri la el.
Bine să cred. Și aici mi se pare că vedem mașinile standard, nu cum sunt ele de fapt. Deci, le vezi acum? Aoleu. Nu mă bate. Nu-l iau cu mine pe ăsta. Aici îl las. Da, nu prea s-au băgat mașini. V-am zis, BMW-urile alea predomină. Lumea acum trece la mașini de vreo 30-40 de mii, de asta se întâmplă asta. Bună seara, domn Marian. Aoleu, salut. Ai vândut mașina? Care? BMW, uite pe ăsta ce face. Acum mașina. La, dă-i pace, că nu te înțelegi cu el. La, să nu-mi pace. Te duc eu dacă e. Hai să nu ne calce. N-are multă minte oricum. Nu te supăra că ce-am luat. Am vândut BMW-ul ăla. Cât? Cu 30. Mamă, e bine. Da, destul de... E beton, l-ai luat de nou sau de aici? De nou. Cât ai ajuns? 62.000 a luat. Oho, e ceva. Îi dau cu scârț, ia uite. Domnul, lasă mașina chiar mea. Hai, cred că dau și eu o tură mică. Vezi că s-ar putea să nu mai dai nicio tură dacă te comporți așa. Opa. Ești tu civilizat. Nu știu, era pe aici, acum am venit. Dă-i și mie bani, cine ești? Clar. Da, am venit să mă uit dacă e ceva de cumpărat. Am uitat ceva, că am vrut să-mi iau mașina, sunt ieftine toate. Da, păi lumea momentan scapă de-astea. Au trecut, cred că la de-astea puțin mai scumpe și le pun pe astea pe aici, da. Prețuri mari, nu știu cine dracule e. Nu știu, cea mai bună e asta roșie la preț. Roșie? Rubiconul ăsta? Da. Ăsta da, chiar e mult sub. Din câte văzusem. Și ăsta tot ce se merită. 30.000, asta e 46.000 sau ceva de genul. Asta e 50.000, mamă. Normal cât e? 54, dar ăsta e turbo. Înțeleg, da, ar fi o variantă. Bro, am plecat de aici. Mamă, ce nu-mi plac oamenii ăștia așa. Salut. Numai bine, te salut. Bine. Despre ce discutăm? Îl avea pe ăla lângă el acolo care zicea mergi, pleacă, pleacă. Adică, mă înțelegi? Ce vreau să zic? Domnul Marian că plecă la îndăună la naveta asta spațială. S-a făcut seara, mă, deja. Când era acum? Parcă mă strigase, nu? Sau? Mi s-a părut mie? Nu, mi s-a părut mie. Uite mă pe ăștia, mă, ce fac. A dat ăla să intre în el direct. A dat ăla să intre direct în el, mă. Eu i-am zis să cheme adminul că aveam și pe filmare cum a dat intenționat și înainte tot la troll, tot astea, nu știu. Eu nu-i agrez pe ăștia, neam. Eu i-aș bană instant, dar n-am acces. Lasă-mă. Se pierde un player, dar vin alții 10 serioși pe lângă. Că din cauza la ăștia, pleacă oameni serioși. Pleacă oameni care chiar vor să se joace din cauza genului ăstuia. Intră, bușește. Tot felul de nebunii de astea, știi? Adică nu e pierdere, e un câștig din punctul meu de vedere să banezi astfel de jucători. Dar acum poate să propun măcar să-mi dea ceva de kick, să-i dau afară când fac de-astea pe lângă mine sau în general când îi văd. E nasol, știi? Încurcă. Uite cum era băiatul la voia să se ducă și el. Bă, direct în el a intrat, a tras direct. Ciu, direct în el a intrat. Aiurea. Acum să găsim un loc să fac și o poză la asta, să-l punem. A, cred că la banda permanent. Să-i facem o pozică, mă, tată, mă, să o punem și noi. Uite aici. Aici ar fi, nu? Dar nu se văd nici jante, nu se văd nici nimic. Ia să ne dăm jos.
La mecanice lumină tare. La mecanice lumină tare rău. Aici nu prea. Adică se vede, dar nu prea se vede, știi? Ia, haide că mergem să aruncăm o întrebare la domnii mecanici dacă mă lasă să folosesc și eu locușorul la puțin. Dar aici nu se deschide, mă? Că aici știu că e lumină. Bă, vezi, mă, că a rezolvat-o băiatul. Stai să nu o rezolvă de tot pe mașină. Gata, mă, frate. Bam! Păi aici e locul perfect de poze. Gata, asta e locul meu de poze. S-a decis. Și o punem direct pe marketplace. Frumos. Jup, 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 jup. Stai așa să... Trebuie să mă dau mai în spate. Așa. Foto. Haide, mă, nu fi. Nu? Bam! Frumos din față. Se vadă așa lăsat. Și acum... Vreau să-i luăm la jante aici. Să se vadă fitment-ul ăsta nebun. Așa. Bun. Și la spate, evident. Așa. Frumos. Și oare îi lasă numerele mele? Pentru că eu am numere puse pe ea. Frumos. Așa. Haide, bă, dar ce zoom in are ăsta. Gata, mă. Nu sunt cele mai bune poze, dar nu contează. Și punem aici, cumpăr mașină, 10.000. Bă, nu avem. Ia să punem aici. Nu pun în târg momentan că nu am altă mașină. Deși aș putea să-mi iau. Bă, dar chiar, mă, atunci făceam eu bine, mă, să am mașina mea personală, știi? Aveam mașina mea personală. O punem 70.000. M5 F10. Mașina prezintă modificări ale suspensiei. 15.000 și jantele de 5.000. Practic numai de aici ai 20.000. Și mai avem și mici modificări în valoare de 2.000. De 3.000. Nu știu ce am pus, dar de 3.000. Ba, 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 ba. Haideți să punem pozele astea așa. Ciu. 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 Gata. Post. Gata, mă, frumos. Da, mă, da. Adică se vede ce trebuie să se vadă. Mașina frumos, curată. Aici, spatele. Se vede puțin și evacuarea. Lăsați mașina. Și cred că o să merg să-mi cumpăr o mașină cu care să merg eu cu ea. Dar nu prea aș vrea să-l vând pe ăsta. Mamă, sunt atât de indecis. Sunt atât de indecis cu mașina asta. N-aveți idee. Vreau să verificăm ceva. Vreau să verificăm ceva. Nu, cred că... Oh, stai că e amendă pe aici. E amendă. Sunt curios câte stocuri mai sunt. Pentru că merg puțin și pe partea aia. Dacă nu se bagă stocuri și ar fi genial să nu se adauge stocuri niciodată la mașini. Scuze. Nu l-am văzut. Nu știu unde a venit. Am eu un... Serie 7. Ceva la 11.000, te ajută? 11.000, nu. Dați-mă puțin. Șefule, vinzi mașina? Da, șefule. Cu cât? 70. Ce diferență mai cer pe lângă un E38? E38? Nu, 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 nu. Ok, ok, te pup. Numai bine. Nu, nu, nu ne ducem în jos, băieți. Avem... unde e, mă? 3.10. 33 stoc. 33 de oameni acum mai cumpără mașina asta. Și posibil după să-i sară prețul în aer. Pentru că eu, mamă, ce păr am. E un model popular ăsta și celălalt. Băi, un model care peste tot se vrea, știi? Și ăsta la fel. Și ăsta la fel. Și asta e posibil, știi? Oricum, până se mai cumpăra la 30 și...
Și după vedem ce să ne luăm. Îmi place și audio ăsta, nu ăsta, scuze. Unde e? A8-ul ăsta îmi place foarte mult. Adică ne-am încadrat oarecum ca bani, știi? Dar nu aș vrea să-l iau nou, că dacă le iau noi, nu mai putem să ne facem treaba. Nu știu ce mașină să-mi cumpăr. A de mers normal cu ea, știi? Mergi la un Logan. Mamă, îi pun camber, îi pun dalea, fii atent. E doar 1000, adică... Știi ce zic? 1000, nu-i mult. Are 4 locuri. Da, mi-aș lua, mi-aș lua pentru că... O să mai întrebească o mașină în curând. Și nu se știe niciodată. Eu zic că e o variantă. Uite, mi-a intrat și salariu. Da, mă, frate. E bine, e bine să mai ai o mașină de rezervă acolo, că nu se știe niciodată. Mă, mutul pe lume, ce mașină avea nebunul, bă. Mașina avea nebunul, bă. Așa nu mă mai știe nimeni, mă, frate, mă. Ia unde-l val meu. Ceaga, ceau. Loganașu. Frumos. Haide că mergem să-i schimbăm ăsta culoarea. Da, ia vorbesc despre mine, nu știu, cred că am venit aici. Mamă, e aglomerație. Ah, ok, m-am recunoscut. E aglomerație aici, băieți. Da, domne. Căutați o mașină ieftină, vă dau eu. Ce mașină? Un seria 7, E38, dacă vă interesează. Ăla barcă? Sau dacă vreți un șeptar din 2017-2012. Ouleu. 2000 cât? 2017-2016. Bă, ăsta e Camaro, ăsta e Camaro. Și în ce bani? El nou e 96.000, dar mi-l las la 50. 50? Dacă îl vreți. Mama mea, nu știu de unde dracu să mă fac să mai iau niște bani, că am 36 toți banii. 38. Vi-l dau așa și când vă dau numărul de telefon și când aveți bani. Vreți așa în rate? Vi-l dau așa în rate. Vă dau 25 acum ca să mai rămâni cu niște... Nimic, nu-mi dați nimic, îmi dați banii... Nu, măcar acolo ca să știu că am dat ceva ca după... E mai bine așa, credeți-mă. Păi facem, domne, cum să nu? Mama mea. Fuuu. Dai ceva la 12.000, n-aveți? N-am, domnul, nimic la 12.000. Acum am luat și-o dacia asta. Nebună. Vă salut, domne, vă știu de aplicație de acolo. Păi mi-ați dat și mie aici un follow pe Instagram ăsta? N-am telefon. Aoleu, nu mai zic nimic atunci. Nu mai zic nimic. Bă, mamă, dă-te așa. Te pup, băiat. Te pup. Șeptar la 50.000 de la 90.000. Aoleu! Haide la bancă. Bine, bine. Vezi dacă poți să te ții după mine. Da. Bă, vezi că fuge, mă. Fac break check aici. Mamă, Costa, nu poți să depășești limita legală. Pă bune. Pă bune că nu poți. Uite-l pe al meu, sare în șeptar direct. Bă, dar e făcut. E făcut. Nu-l vând pe ăla, dar, mamă, am și mașină personală, nu-mi vine să cred. Nu-l vând. Îl vând. Nu-l vând. Lăsăm. Gata? Gata, n-am alergat așa în viața mea. Să-ți spuneți cine pe odună. 1, 1, 1, 3. 3 de 1 și un 3. Ia, te vine acolo pe contract? A mers? Super. Așa pare. Domne, nu cred că a mers, am bani în portofel. Cum dracu a dispărut? Dacă nu, mergem acum la garaj. Haideți din nou, urcați în furia asta. Îi dăm off-road. Trebuie să apară. Să nu fie ceva probleme de la primărie. Cine știe, vă, că nu mi-a luat banii, asta e așa mai... Contează să aveți mașina, că banii puteți să faci și transfera. Da, vedem imediat. Am zis că mi-e o mașină personală, să pun celălalt BMW, un târg, să astea. Am probleme seara cu un băiețel pe aici, la N-am rezolvat eu de tot. Înțeleg.
Și acum... Am văzut că vă cam stresa un pic. Da, trebuie să mai... Stați așa să vedem aici. Punem bolidul ăsta nebun. Ia vedeți. Este, papa, este, da. Ce ciudat. Cine este? O fi ceva problemă. M-am zis băieții. Haide, da, urcați domnul aici, bine. Domnul, să vă dau banii. Gata, gata. Auziți? Te auzim, te auzim. Dar nu pentru mult timp, că asta fuge repede. Aoleu, aveți permis? Nu. Aoleu. Dar nu trebuie, am BMW. Ai răzut că dacă îl dădeam eu pe era... N-are nimic, stai liniștit. Odată mă rubrică, după mă bag la pușcărie, ce să mă... Bine, glumesc, da, am, mi-am luat permis, că odată am fugit de ei, am făcut nasoale. Bă, rezolvam eu, nu era problemă. Mulțumim. Gata, domnul. Mulțumesc, mulțumesc. Pe asta, domne, o să ții mașină personală. Cum doriți dumneavoastră, eu vreau să vi fac cadou. Că voiam să-mi pun BMW-ul ăsta în târg, al meu, dar am zis, mamă, stai că n-am mașină după să merg. Poți cumva F10-le în târg? Nu, încă nu, încă nu, l-am pus doar pe Marketplace. Și după am zis, haide să-mi iau un Logan ca să pot să-l pun pe Rav acolo, să am ce cu ce să merg. L-aș pune la 70.000, dar nu cred că-l dau la banii. Eu cred că e un pic antrat de păr. Nu? Bine, el normal ca să-l faci identic al meu, te ajunge 75. Aia, dar da, e puțin cam mârlănie. Fuge ea, e de aspect, domne, nu dă fugă. N-ați văzut că e lăsată așa la buză? Puteți să puneți la noi, la mecanici, acolo, motoare, suspensii, frâne, tot ce doriți. Înțeleg, înțeleg. Unde vă las? La cel mai apropiat garaj, dacă puteți. Păi, cred că e fix aici, în parcarea asta. Ce a zis? Dacă sunteți cu GoPro, făcăm. Gata, mulțumesc. Mulțumesc frumos, nu mai bine. Cum vă numiți? Domnul Mufasa. Mufasa, încântat, Marian mă numesc. Trebuie să vă dau și numărul de telefon ca să puteți să transferați, nu cred că ne găsim mereu aici. Cel mai bine. Și așa, decât facem un transfer bancar. Merge de la share de ăsta așa? Da, da, da. O iau, uite-l aici, accept. Cum? Gata, domnule. Mi-am dat link la număr, băga-mea și. A, uite aici, CBX. Da, da, da. Production. Bun, rămâne bun, bun. Între noi. E copiată un pic ideea, dar nu contează. N-are nimic. Noi să fii sănătoși. Îți mulțumesc frumos. Hai, pentru ce? Arere, bă. Bă, Instagram mă vând în Morăgovii. Să vă bucurați de ea. Cu siguranță. Verificați un pic acolo, că eu știu că îi lăsase niște frâne racing pe ea. La domnii mecanici? Puteți să verificați și aici, direct, că merge. Nu știu cum. Ai lăsat merge? Computerul conectat aici, da? Merge, merge, merge. Ai lăsat acolo... N-are, domne, nimic pe ea, n-are nimic. Nu mai are nimic? Nu mai are nimic. Atunci ne găsim mai pe seara să vi le pun înapoi. N-am nevoie de ele. Cu oricum eu nu fug cu mașina asta, o să o țin așa, să mă mici de colo-colo. Cum doriți dumneavoastră? Ce să mai îmi fac colecție, cinciar, șeptar și sar. Eu să-l bă. Numai bine, domnul. Vă mulțumesc bine, foarte frumos încă o dată. N-aveți pentru ce. Ce de mama noastră? Bă, cum merge universul ăsta? Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Asta o ține în direct mașină personală. Uite ce bine arată aici de mun. Și jantele așa, dar știți ce urmează, nu? Direct... Full white. Stai să vezi cum mă vede băiatul de la mecanici. Ce ai făcut, Mariene? Ce să facem, Mariene? Bișniță. Aoleu, amen. Facem bișniță. O fac full white. Îmi place maxim albul pe BMW-uri. Aoleu. Mamă, ce mai face ăla la BMW-ul ăla, mă? De la remat. Uite-l cum e bușit. Bă, e frumos tare, mă. Frumos tare, rău. Și negru așa îmi place, dar mie îmi place albul mult. E mașină mare, se vede frumos. Plus că are și stopurile așa mai negre și jantele cu alb, cu astea. Dam. Frumos, frumos, taicule. Îl are Supra. Așa să ne dăm și noi geamul jos, să ne dea băieții catalogașul. Uite-l.
Haideți, domnul, intrați. Imediat. Dar bă, câta mașină. În catalog, vă rog frumos. În catalog? Da, da. Mamă, de unde ai așa așteptat? Acum l-am cumpărat. Cât ai dat pe el? 50. Mamă, așa e ieftin. Cred că a avut domnul bucurii la mine. 50.000? Păi da, dar ai luat la mâna a doua. Da, normal. Domnul Marian, cu 50.000, e foarte puțin. Păi dacă e la mâna a doua. Îmi spune și trebuie să modifica să nu notez aici pe o foaie. Cred că doar culoarea, nu. Am înțeles, deci culoarea, cam ce culoare, spre ce culoare vă orientați? Aș dori alb, albicios așa. Un alb perlat? Un alb normal. Da, perlat să fie. L-ați luat pentru dumneavoastră sau pentru vânzare? Domne, l-am luat să-l țin eu ca mașină personală. Am înțeles, o alegere foarte bună, nu pot spune nimic, arată exemplar mașina. Aoleu, dar ce dracu am făcut. Cred că vă uitați în catalog la etrieri. Cred că mă uit la dragi să mă iei. Că nu merge. Ei, da, la tine e albă stau? Nu știu cum să zic, la dar mi-a rămas. Gri așa. Păi nu, și la mine, am zis că am ceață pe ochi. E sur, nu, că e 4. Ăsta e alb. Are unul, da. Ești dumneavoastră o mașină vânzare de 12.000? Din păcate n-am. Ăsta tot alb e, da, da, da. Nu i-a plăcut culoare. Iartă-mă, n-am vrut. Te rog frumos să ieși. Mă scuzați, domnul, care a acționat așa la... Nu, face nimic, domnule. Mai vede nici noi ceva. Dar oare nu știți dacă merge să-i fac jantele astea? Să schimbați culoarele la... Aoleu, au dispărut. Puteți să le schimbați culoarele. Dar nu se mai văd, nu? Parc. Ba da. Să văd, să văd, da. Nu se mai înțeleg. E un model mai aparte. Nu știu ce să zic, nu? Le-aș lăsa albe, nu? Da, se combină frumos cu culoarea mașinii. Doamne, atâta, doar asta la culoare, colantul ăsta nenorocit. O să vă coste prețul materialului plus 250 mă apropera. Păi, cât vine? 250, deci. Da, 250.000, dați mie și restul îi plătiți acolo în catalog. Gata, domne. Mulțumesc mult, să trăiți. Mulțumesc și eu, numai bine, spor la bani. Mulțumesc, doamne, ajută. Așa, vrei, că mută imediat. Da, mă, da, mă, da, și pun și jante de alea crom, cum am băcinciar, să-l vezi pe băiat. Mă, un jumătate de oră deja, ale meu se joacă sport. Ale meu se joacă sport. Bă, frumoasă mașina asta. Direct, mă, să-mi fac o poză. Mă pun pe Instagram, ești de mână. Își face băiatul acolo. Ulu, stai că e star în aer. Ne vedem data viitoare, probabil live în seara asta, 100%, cred. Și vă aștept și voi pe server, nu uitați să băgați referalul, să luați $1000 gratuit, capa, referal și codul de aici. Pa, pa!